Bună seara tuturor, dragii mei! Vă spun din nou un bun venit la Străjerul în această seară. Îi mulțumim lui Dumnezeu și mă bucur că ne putem întâlni din nou împreună pentru a studia din cuvântul Său, pentru a ne forma caractere și a învăța tot ceea ce este drept pentru vremurile acestea. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu este bine ce se întâmplă pe pământul acesta absolut deloc. Deci nu este bine absolut deloc. Lucrurile care se întâmplă pe pământul acesta, urmărind pulsul societății zi de zi, vreau să vă spun că lucrurile merg din ce în ce mai rău. Lucrurile care se întâmplă pe pământul acesta sunt pentru a constrânge pe oameni într-o situație groaznică. Cineva m-a întrebat zilele acestea și zice, fratele Iule, oare se va întâmpla cu adevărat ceea ce zic? Atâta timp cât Sfânta Scriptură vorbește că va veni un necaz atât de mare, cum n-a mai fost niciodată de la întemeierea lumii până acum și nu va mai fi, deci Scripturile nu mint. Scripturile spun adevărul. Adevărul trebuie crezut ca să devenim oameni liberi. Când crești ceva, când îl iei în seamă, adică tu te eliberezi de alte lucruri. De aceea vreau să vă spun că văd că de la un timp de vreme se accelerează foarte mult în pulsul și în inima societății ca societatea să fie pregătită pentru orașele de 15 minute. Auzeam deja zilele acestea că băncile deja vor intra într-un colaps foarte mare, nu vor avea să plătească, societatea va deveni într-o stare foarte dezorientată și dezechilibrată cu privire la criza aceasta care vine, la tot ce se întâmplă, la toate lucrurile acestea. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, pregătiți-vă cât încă mai puteți. Nu știm când, na, ce pot să spun acum, nu pot să dau o dată fixă, dar noi oamenii trebuie să ne pregătim să facem cât ține de noi în ascultare de Dumnezeu. Luați-vă bucată de teren, pregătiți-vă, cultivați, căutați să vă pregătiți să aveți semințe, nu din acestea cumpărate care sunt fabricate, luați de unde puteți, așa spune Spiritul Profetic, ca să aveți semințe care se păstrează după un an pe altul, căutați să aveți sămânța dumneavoastră, să o puneți în pământ, de la cartofi, de la roșii, dacă astraveți roșii, ardei, vinete și tot ce este nevoie, pregătiți-vă ca să aveți toate aceste lucruri pentru a cultiva și a pregăti pământul. Deja vorbim cu mai mulți cu privire la lucrurile acestea de a vinde și a cumpăra într-un loc retras și așa mai departe. Unii dintre ei zice, dar atunci când va veni momentul, cineva spunea aseară, frate Livule, problema este că eu m-am câțiva ani la pensie și trebuie să termin și eu să mă pregătesc să fac lucrurile acestea și în știrile pe care le-a anunțat zilele acestea spune așa că după noul cod și după noua lege de la Uniunea Europeană se va interzice vânzarea caselor dacă nu vor corespunde nu știu cum și nu știu ce, casele care au încălzire pe peleți, casele care au încălzire pe gaz, casele care au încălzire pe lemn, casele care au încălzire pe nu știu ce, toate acestea vor intra într-o stare de hibernare și de interzicere pentru vânzare. De aceea, cei care puteți și aveți, că dacă nu veți rămâne cu ele și nu veți mai putea, dacă veți aștepta timpul acela care vă va închide orice cale de a face ceva pentru binele vostru și pentru familia voastră, ar trebui făcut acum, că atunci nu se va mai putea face nimica. Este timpul ca fiecare să se hotărască, este timpul ca fiecare să ia decizii corecte și clare înaintea lui Dumnezeu. Este bine ca fiecare să se roage lui Dumnezeu, să-L întrebe pe Dumnezeu, să îi ceară lui Dumnezeu ceea ce trebuie să facă. Cereți-i lui Dumnezeu de fiecare dată, Doamne, care este voia Ta, în ce parte să mergem, cum să mergem, ce trebuie făcut pentru vremurile acestea, este bine să așteptăm, să nu așteptăm, și Dumnezeu vă va descoperi de fiecare dată să doriți lucrul acesta, dacă doriți lucrul acesta, să vă implicați în lucrul acesta, cum n-ați mai făcut-o niciodată, Dumnezeu ne cheamă,
Dar și noi trebuie să fim hotărâți să facem ceva. Dragii mei, să nu vă înșele satana. Să nu vă înșele să vă zică că timpuri mai sunt. Să nu vă înșele satana să spună că încă nu este vremea. Să spună satana că și multe alte șoapte care vin din partea lui. Eu nu am nimic cu nimeni. Fiecare hotărăște. Eu îmi fac datoria. Obligația mea nu este ca să oblig pe cineva, dar să îl fac să-l conving așa cum cred eu să creadă și el. Nu! Și eu am datoria și obligația să-l ajut pe om să creadă ceea ce spune Dumnezeu. El nu trebuie să ia o hotărâre după ceea ce spune eu și o hotărâre după ceea ce spune Dumnezeu. El trebuie să se roage, el trebuie să postească, el trebuie să aibă răbdare. Să nu fiți ca aceia care sunt grăbitori și necredincioși înaintea Dumnezeu. Cineva zice odată, frate Liviu, uite, aș vrea să vindeci noi, vrem să venim lângă dumneavoastră, să fie bine și așa mai departe. Apoi a pus în vânzare casa și zicea, dar uite că nu vine, dar uite că uite așa, era agitată, era zbuciumată, pe fiecare zi avea probleme sau putare, în fine. Și la un moment dat zice, vreau să schimbăm locația, să cumpărăm în altă parte. Și apoi zice, păi, cât am vrut să vin la dumneavoastră, nu s-a vândut, dar după ce am schimbat locația, s-a vândut. Nu, poate acolo a vrut Dumnezeu, nu e nicio problemă. Dar totuși nu s-a lăsat. Problema este că noi nu trebuie să ne agităm cu răbdare, cu credință, să ne pregătim pe noi și familiile noastre pentru vremurile care vin. Mă uitam zilele acestea, eu nu știu, nu înțeleg pe multe ori pe cei care locuiesc la orașe sau în apropierea orașelor. Am rămas surprins, te duci la magazin cu 500 de lei, cu 5 milioane vechi și nu ai ce să cumperi, vii cu plasa goală. Așa ceva nu am văzut. Lucruri mărunte, de nimic, banii îi arunci și nu te alegi cu absolut nimica, dar cei care locuiesc la orașe sau în satele și în comunele aproape din orașe, vorbeam cu cineva zilele acestea, satele în apropierea Craiovei, în apropierea orașelor mari și întrebam despre problema aceasta, că a venit din soare, a venit frigul și în seara aceasta mă sună iar tot așa cineva și zice, n-o să vedem nici culoarea la fructe, ger, brumă, se distrug copacii, se face totul, se distruge încolo, se distruge în partea cealaltă. Se vede că de fiecare dată Dumnezeu nu mai vrea să mai țină în mână binecuvântarea pământului și lucrurilor din apropierea aceasta dacă noi nu ascultăm. Dumnezeu zice că va veni timpul când oamenii vor suferi de foame și va suferi și de sete. Dumnezeu știe că toată apa aceasta care este bună și o bem astăzi din inima pământului, din știrile pe care le cunosc și le aud de fiecare dată, mai mari lumii o otrăvesc. Oamenii nu vor putea să bea. Mi-aduc aminte undeva odată era un izvor forat cu niște apă bună și în scurt timp s-au făcut niște lucrări undeva prin apropiere. Și izvorul acela forat nu mai avea gust bun de apă, apa era mizerabilă, avea un miros urât, în altă parte se deviază pânzele freatice, fiindcă apele s-au vândut străinilor și noi nu mai avem nimica și peste tot se pune monopolul de anumite firme și așa mai departe. Și Dumnezeu spune că se va îngriji de copiii săi ca pâinea și apa să nu le lipsească dacă vor fi în ascultare de Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu înseamnă du-te acolo, fă-i lucrul acela, ai răbdare, așteaptă până la ceasul respectiv, până la vremea potrivită și eu mă voi îngriji de tine. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Nu te gândi că ești tânăr sau că ești bătrân. Dumnezeu va purta de grijă și celui tânăr și celui bătrân. Roagă-te, pune înaintea lui Dumnezeu. Cineva zicea, frate Liviule, dar dumneata ai avut bani și ai făcut lucrul acesta. Credeți că cu banii care i-am avut am făcut lucrul acesta? Eu vreau să spun că cu banii care i-am avut, dacă nu era Dumnezeu, nu făceam nici două parale. Dumnezeu poate să facă din puțin mult și din mult puțin. Dumnezeu poate să facă ceea ce noi ne gândim că nu putem să facem. Eu am văzut că tot ceea ce s-a făcut și toată lucrarea și tot lucru, în primul rând, Dumnezeu a lucrat, căci eu
nu reușeam să fac absolut nimica. Am văzut frați care au avut probleme și nu au bani să facă o casă și a zis Dumnezeu ne va da o casă. S-au dus și au lucrat pe aici, pe acolo, lucrează pe la o pensiune, le dă mâncare, le dă ceva bănuț și și-au strâns materiale într-un an de zile și acum într-o lună de zile își ridică casa și am unde Dumnezeu se ocupă de cei care vor să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează pe mâinile care se implică ca să facă ceva. Dumnezeu este dispus ca să intervină, ca să aducă la îndeplinire anumite hotărâri ale unui om care se încrede în Dumnezeu, care se predă în mâna lui Dumnezeu, care se lasă condus de Dumnezeu. În același lucru trebuie să mergem și noi și să facem și noi, dragii mei. Haideți în seara aceasta să ne rugăm ca să putem să intrăm în studiul nostru din seara aceasta pentru lista noastră de rugăciune, pentru ca Dumnezeu să intervină, El să hotărască și să conducă cuvântul și destinele noastre pe pământul acesta. Mă voi pleca pe genunchi și vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale să-ți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că ne-ai purtat de grijă și ai fost altul de noi, să-ți mulțumim că ne-ai călăuzit și nu ne-ai părăsit. Iartă-ne de tot ce te-am întristat și curățești prin sânge și merită Domnul Iisus Hristos și te rugăm să faci ca viața noastră să fie o viață după voia Ta. Curățește prin sângele Domnului Iisus de toate păcatele noastre, de toate întristările, de toate neîmplinirile noastre și de tot ceea ce am făcut de multe ori împotriva hotărârilor Tale. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Te rugăm de varsă Duhul Tău ce sunt peste noi, ca să ne conducă, să ne deschidă mintea, să ne dea lumină, înțelegere și pricepere la tot ceea ce vom învăța. Te rugăm ca Tu să ne să luăm hotărâri după voia Ta, să ne pregătim după cum dorești Tu, să ne încredem în Tine, mărește-ne credința, dă-ne răbdare, pricepere, înțelepciune și ascultare în toate lucrurile. Te rugăm pentru lista de rugăciune să-i termin viața fiecărui suflet, pentru mântuire, pentru salvare, pentru rezolvarea problemelor lor după cum găsești cu cale. Te rugăm pentru proiectele noastre misionare să fie în mâna Ta și să le ducem la îndeplinire după cum dorești. În numele Domnului Iisus am jurat acestea. Amin. Dragul meu ascultător, Domnul să fie binecuvântat, Domnul să fie lăudat pentru tot ceea ce face pentru noi oamenii. În timpurile acestea, El merită cinstea și lauda pentru tot ceea ce face. Vreau să vă reamintesc că mai avem puțin, o săptămână și ceva la dispoziție ca să putem să mai strângem ceva fonduri pentru tipărirea acestor cărți, Tragedia Veacului și Sfintele Scripturi. Așteptăm ca până în Paște să ne vină Sfintele Scripturi, dar într-o săptămână și ceva suntem așteptați pentru ridicarea cărților Tragedia Veacului. Domnul să fie lăudat, fiindcă El lucrează și intervine de fiecare dată. Toți aceia care doriți, dragii mei, Tragedia Veacului costă 5 lei, 5, 10 o carte și cine vrea să se implice să lucreze pentru a propovădui Cuvântul Dumnezeu atâta timp cât se mai poate, cât se mai oferă har din partea lui Dumnezeu ca să ne implicăm și să lucrăm în vremurile acestea și să ne ducem la îndeplinire tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat nouă muritorilor pe pământul acesta. Dumnezeu ne face o favoare, noi trebuie să facem o favoare celor din jurul nostru descoperindu-L pe Dumnezeu și Dumnezeu ne va da prilejul de a ne bucura împreună cu toți cei mântuiți și împreună cu El. Aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta și haideți, dragii mei, ca să ne implicăm cu toții în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți în seara aceasta să deschidem Sfintele Scripturi. Vom discuta despre un apel pentru biserică, ultima parte. Aș fi avut mai multe, dar m-am rezumat deocamdată la acesta. Voi mai lua în altă dăți acest ciclu de prezentări. Va fi ultima parte în care să vedem ce ne spune Dumnezeu, fiindcă este nevoie ca Dumnezeu să-și pregătească un popor, Dumnezeu este nevoie să-și pregătească o biserică pe pământul acesta. Dumnezeu trage un semnal de alarmă pentru toți aceia care doresc să fie mântuiți, să fie salvați și să fie pregătiți pentru zilele care ne stau în față. Am mai amintit de multe ori și vreau să mai reamintesc și în seara aceasta, căci de la o vreme n-am mai reamintit, mulți dintre noi
așteptăm ca să vină Domnul, mulți dintre noi așteptăm darea unui decret duminical, mulți dintre noi așteptăm să vedem cum se va manifesta semnul fiarei. Deja oamenii sunt agitați de la un timp de vreme, unii dintre ei se preocupă de ziua aceea când va veni, când nu vei putea cumpăra și vinde. Mulți dintre noi ne preocupăm de deplasări și de multe lucruri, dar prea puțin ne preocupă sufletul nostru și mântuirea noastră și pregătirea noastră. Mulți dintre noi zicem, da, când va veni, dar ce trebuie să facem? Dumnezeu zice, voi faceți-vă partea și de restul mă voi ocupa eu. Pregătiți-vă să fiți gata pentru ziua aceea. Puneți casa în rânduială, zice Dumnezeu, că se apropie ziua când sufletul tău îi se va cere socoteală sau se va cere din mâna ta. Dumnezeu spune că noi trebuie să ne pregătim, să ne curățim inima, să ne pregătim, să ne sfințim, să luptăm cu puterea pe care ne-a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să părăsim orice păcat, să ne punem în rânduială, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu seminii, să rezolvăm lucrurile acestea. Vreau să vă spun că de la un timp de vreme, lucrurile scârboase, nenorocite și distructibile se întâmplă atât de mult în rândul poporului Dumnezeu, mai mult decât din afară de multe ori, sau mergem în rând și în pas cu societatea lumii acestea. De la un timp de vreme, creștinii se bat, creștinii curvesc, creștinii caută să comită păcate grele și mizerabile în timpul acesta. Cunosc familii care ajunge de creștini ca să își maltrateze soția și să se poarte în așa fel încât să-și acopere gelozia, nebunia, tâmpenia și să spunea cineva odată că soțul o mușcă, o bate ca să-i lase semne pe mâini, peste tot, ca să vadă bărbații că ea este femeie măritată, ca nu cumva să se ia de ea. Bărbați geloși, nu poate să vorbească femeia cu nimeni sau soții geloase, că te ții cu ăla, că celălaltul, că de ce vorbești cu el, da ce ai cu el, da ce ai făcut, da cum este și tot felul de lucruri din acestea. Sau de multe ori sunt familii căsătorite și mă au pe lângă casă câte un părinte, socru, soacră sau părinții lui și așa mai departe. Și cazuri nenorocite care se întâmplă, de curând era un caz, femeia s-a căsătorit, l-a iubit foarte mult pe soțul ei, are o inimă deschisă către el și așa mai departe, dar el a profitat de bunătatea soției și a soacrei lui și a încercat să se dea la soacră. Numai nenorociri și ne pretinde că suntem copiii lui Dumnezeu, ne facem de rușine pe la poliție, ne facem de rușine pe la tribunale, ne facem de rușine printre vecini, ne facem de rușine peste tot. Numele lui Dumnezeu se face de râs și de bajocuri în stânga și în dreapta, dar pe noi ne preocupă semnul fiarei, decretul duminical, ziua când nu putem și cumpăra și vinde, că nu ne putem deplasa, da ce om face, da cu ce întroi. Dar sufletele noastre sunt negre de mizerii, pline până în străfund, până rărui, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt pline de mizerii. Dragii mei, așteptați-le și pe acelea, dar dacă preocuparea voastră nu este sfințirea vieții, degeaba așteptați decrete, degeaba așteptați ziua că nu se poate cumpăra, vinde, semnul fiarei, deplasarea, criza, foametea, ce vom face? Că nu veți avea o protecție din partea lui Dumnezeu, nu veți avea un adăpost, nu veți avea tot ceea ce Dumnezeu a făcut că va da celor credincioși, dacă astăzi nu luptați pentru sufletele voastre, pentru viața voastră, pentru un caracter care să vă conducă în cerul și împărăția lui Dumnezeu. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Sfânta Scriptură, ce ne lasă Dumnezeu și ce ne spune Dumnezeu. Geneza 1:27 spune că Dumnezeu a făcut după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Dumnezeu a făcut și la chip, și la trup, și la parte spirituală după chipul său. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să-l reprezinte pe Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte firească, în care să se vadă chipul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să fie proslăvit, onorat, înălțat și binecuvântat, pentru că este creator, pentru că se îngrijește, pentru că este alături de creaturile sale. Dar omul a făcut ca să piardă chipul lui Dumnezeu și de multe ori, în loc să poarte chipul lui Dumnezeu, poartă chip de demon, are un suflet murdar, are o gândire stricată, are un comportament mizerabil, are o atitudine și o acțiune care îl dezonorează pe Dumnezeu din toate punctele de vedere. În 1 Corinteni 15 cu 48 și 49 spune: cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Deci când avem comportamente care nu corespund cu chipul lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că noi suntem pământești. Fiindcă cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, adică Dumnezeu din ceruri, așa sunt și cei de pe pământ, adică noi oamenii care îl urmăm pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Dumnezeu că și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Păi da, dar eu port chipul pământesc, dar mă asemăne cu Dumnezeu. Căci dacă eu port chipul pământesc și sunt pământesc, eu nu pot să port chipul ceresc. Dacă în mine nu se întruchipează astăzi chipul lui Dumnezeu, eu nu voi putea să intru în cerul lui Dumnezeu și să fiu ceresc. În Efeseni 4, cu 22 la 24, cuvântul Dumnezeu spune: cu privire la felul vostru de viață din trecut, este timpul să vă dezbrăcați. Este timpul să dați la o parte omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Este timpul să dați la o parte tot ce vă îndepărtează de Dumnezeu, tot ce vă strică, tot ce are legătură cu păcatul, tot să vă înnoiți, să vă schimbați în duhul minții voastre. Adică noi trebuie prima dată să lucrăm aici, dacă avem aici noutate, dacă avem aici chipul lui Dumnezeu și vorbirea este după chipul acesta pe care ni-l formăm în duhul minții noastre, și mâncarea și băutura și auzul și gândirea și îmbrăcămintea și acțiunile și lucrările noastre și tot ceea ce facem. Și Dumnezeu spune că este timpul să ne îmbrăcăm cu acest om nou care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul și nimeni altcineva nu o poate să o dea. Dumnezeu face un apel către biserică și eu caut de fiecare dată și în seara aceasta ca să aduc o mărturie puternică, să aduc un mesaj puternic din partea lui Dumnezeu, sperând ca să-l trezesc pe poporul lui Dumnezeu, sperând să-i trezesc pe tot aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, că este timpul să înțeleagă că sunt vremuri periculoase. Eu aduc o mărturie foarte puternică sperând să-l trezesc pe poporul lui Dumnezeu să înțeleagă că a căzut în vremurile acestea periculoase. Eu sunt profund deprimat, dragii mei, când văd indiferența care este manifestată de cei care ar trebui să înțeleagă lucrările lui Satana în timpul acestea și care ar trebui să fie treji și care ar trebui să fie de pază, să vegheze neîncetat și să se pregătească cu privire la vremurile acestea. Dacă noi cunoaștem foarte puțin și înțelegem foarte puțin lucrurile lui Satana, noi nu vom înțelege cum Satana poate să dirigeze mințile noastre, cum poate să dirigeze mințile celor care mărturisesc adevărul să se dedea la teribilul păcat al curviei. Curvie spirituală, curvie fizică, curvie idolatră și tot felul de lucruri. Fiindcă mintea unui bărbat, dragul meu ascultător, sau unei femei, nu trebuie să coboare într-o clipă de la curăție și sfințenie la depravare, stricăciune și păcat. Se cere în timpul acesta
timp spre a ne schimba, spre a schimba omenescul în divin sau a degrada pe cei făcuți după chipul lui Dumnezeu în brutal sau satanici. Noi prin privire putem să ajungem schimbați, deși noi făcuți după chipul făcătorului său. Noi ca oameni putem să educăm mintea în așa fel încât păcatul care ne-a devastat altădată va deveni plăcut pentru noi dacă nu vom lupta să ne eliberăm și să ne curățim. Noi când vom înceta să veghem, când vom înceta să ne rugăm, vom înceta să mai păzim fortăreața inimii și să ne angajăm în păcate și nelegiuire. Fiindcă mintea ajunge să devină înjosită și ea este imposibil să fie ridicată din nou din stricăciunea aceasta în timp ce este educată să se înrobească. Și ea va înrobi puterile noastre morale și intelectuale care aduse în supunere față de patim vulgare și nu de cuvântul lui Dumnezeu pentru eliberare. Fiindcă se întâmplă, dragul meu, ca împotriva minții păcătoase trebuie să fie dusă o luptă continuă. Trebuie să fim ajutați de influența aceea curățătoare harului Dumnezeu care va atrage mintea noastră spre cele de sus. Și harul lui Dumnezeu va face ca mintea noastră să fie obișnuită, ca ea să mediteze asupra lucrurilor sfinte și curate. Dumnezeu cheamă ca să ajungem la această statură, ca să aducem trupul nostru la o statură după voia lui Dumnezeu, fiindcă trupul nostru este supus de mulți dintre cei care mărturisesc. Nu este supus, scuzați-mă, de mulți dintre cei care mărturisesc că a păzit sabatul, unii a căror minte a fost dintotdeauna depravată, au ținut sabatul, au mers la biserică și când au îmbrățișat adevărul, ei n-au simțit nevoia aceea de a se conforma sincer și a schimba tot cursul acțiunilor lor. Ei au căutat ani de zile să urmeze înclinațiile unei inimi nerănăscute și au ajuns să fie stăpâniți de pasiuni corupte ale naturilor păcătoase care au șters chipul lui Dumnezeu în ei și au făcut să devină pângăriți de orice lucru de care s-au atins. Dumnezeu spune, dragii mei, că viața va fi mult prea scurtă în cazul celei mai lungi spre a urca spre scara aceea desăvârșită, pregătitoare pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. În aceste timpuri Dumnezeu spune că sunt mulți care simt că nu pot să fie mântuiți doar prin mărturisirea adevărului, dacă ei nu vor ajunge să fie sfințiți prin adevăr, care răspund la rugăciunea Divinului nostru și Dumnezeu către Tatăl din ceruri, care spunea în Ioan 17:7, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Oamenii nu mai prețuiesc adevărul pentru sfințire, pentru curățire, pentru eliberare. Mulți dintre noi considerăm și conștientizăm că adevărul este doar pentru a combate, doar pentru a arăta ceea ce știm, ceea ce suntem și ceea ce vrem să facem. Bărbații și femeile, spune Dumnezeu, toți aceia care mărturisesc ca fi ucenici al lui Hristos, care păzesc toate poruncile lui Dumnezeu, ei vor trebui în aceste timpuri să simtă în viața lor zilnică adevăratul Spirit, adevăratul Duh, care se luptă spre a intra doar pe poarta cea strâmtă. Dumnezeu spune, dragii mei, că toți aceia care se luptă singuri, care se vor sili să treacă prin poarta ceea cea strâmtă și calea ceea ce îngustă, care duce la viața veșnică, la bucurie deplină și dorințe veșnice, cei care doar caută să intre, nu vor fi în stare. Deci noi nu trebuie doar să căutăm să intrăm. Noi trebuie să ne silim să intrăm. Noi trebuie să luptăm să intrăm.
Căci dacă doar vom căuta, niciodată nu vom fi în stare, fiindcă întreaga viață creștină a multora va fi petrecută într-un efort nu mai mare decât acela de a căuta și singura lor răsplată va fi să descopere o totală imposibilitate pentru ei de a intra pe poarta cea strâmtă care duce împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă foarte multe familii sunt orbite în timpul acestea de satana, așa încât ele nu au nicio bănuială despre lucrările, despre vicleniile și înșelătoriile lui satana practicate chiar în mijlocul lor. Am vorbit dățile trecute despre femei, am vorbit și puțină parte despre bărbați. În seara aceasta vom vorbi despre părinți și despre copii, fiindcă părinții în timpurile acestea par să fie drogați de influența lui satana și totuși socotesc că totul este în regulă. Ei vorbesc despre sfințire, dar în viața lor nu este sfințire. Ei vor să intre pe poarta cea strâmtă, dar nu se străduiesc și nu luptă să intre pe poarta cea strâmtă. Satana caută, dragii mei, să degradeze acele minți ale părinților care par a fi drogați, care sunt sub influența lui, mințile care se unesc pentru ca el să-și poată pune pecetea lui hidoasă pe chipul lor și al copiilor lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragul meu ascultător, că ei vor fi conduși de satana. De satana cel care îi înșală, care îi pervertește și care îi face să pervertească instituția sacră pe care Dumnezeu a lăsat-o în mijlocul poporului său. Dumnezeu lucrează. Dar noi de multe ori ajungem să fim foarte mulțumiți cu acel nivel inferior pe care mintea noastră îl ia de fiecare dată, pentru că noi avem mult de câștigat în această direcție, dar problema e că și satana are de câștigat. Satana știe că dacă noi îi permitem și dacă el ne poate menține pe fiecare dintre noi într-o ascendență, el n-are de ce să fie îngrijorat cu privire la experiența noastră creștină. Pentru că facultățile noastre morale și intelectuale vor fi subordonate. În timp, dragul meu, ce înclinațiile senzuale vor predomina și vor fi ascendente și aceste patimi josnice vor fi întărite și prin exercitare, în timp ce calități mai nobile vor deveni din ce în ce mai slabe. Satana poate să ne modeleze pe noi și pe copiii noștri. Satana îi poate modela pe copii mult mai ușor decât pe părinții lor, pentru că el poate să controleze în așa fel mintea părinților, încât prin ei poate pune propria lui pecete pe caracterul copiilor lor. În felul acesta, mulți copii se nasc cu facultăți morale slab dezvoltate, spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că copiii aceștia au nevoie de cea mai atentă creștere pentru a scoate la lumină, pentru a întări, pentru a dezvolta puterile intelectuale și morale, ca aceasta să poată lua conducerea. Dacă lucrările lui satana nu sunt observate, vicleniile lui nu o să poată să fie înțelese niciodată. Pentru că copiii nu sunt educați pentru noi, pentru Dumnezeu, scuzați-mă, fiindcă nici noi nu suntem pregătiți și educați pentru Dumnezeu. Fiindcă educația lor religioasă și morală este neglijată. Fiindcă mintea lor nu se odihnește niciodată. Sunt foarte obraznici, sunt foarte îndrăzneți și ei de multe ori își au libertățile acestea necuvincioase. Le este înjosită mintea, le este pătat sufletul. Cugetele ajung să fie netrebnice și exact așa ceva, dragii mei, se potrivește cu mintea lor depravată, spune Dumnezeu. Aceasta este exact cel mai rău lucru pe care îl pot face pentru ei.
Spune că ei poate să îndepărteze în felul acesta aproape singura barieră care îl împiedică pe Satana să aibă acces liber la mintea lor slăbită. Dumnezeu spune că noi avem oarecare cunoștință despre maniera lui Satana de a lucra și despre cât de bine reușește să facă lucrul acesta. Doar o mică parte și Satana a reușit să paralizeze mintea părinților, care cu greu bănuiesc că copiii lor pot fi greșiți și păcătoși. Unii dintre acești copii mărturisesc a fi creștini și părinții continuă să doarmă, netemându-se niciodată de nicio primejdie, în timp ce mintea și trupul copiilor lor devin epave ale secolului acestuia pentru moarte și nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Unii părinți nici nu se îngrijesc ca să-și țină copiii cu ei când sunt măcar nici în casa lui Dumnezeu. Părinții nu sunt deloc informați de acest lucru. Aceasta este o epocă grăbită. Băieții și fetele încep să-și acorde atenție unii altora când ar trebui să fie la grădiniță, când ar trebui să fie la școală, când ar trebui să fie în locuri de educație și de pregătire, ca să poată să ia lecții de modestie și de comportament în societate, reprezentând chipul și caracterul lui Dumnezeu. Dar nu se întâmplă lucrul acesta datorită că părinții au ajuns să fie adormiți. Și ei nu știu că Satana a învins steagul său diabolic chiar în mijlocul familiilor lor, și copiilor și familiile ajung să fie sub conducerea și călăuzirea lui Satana. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, și ne pune o întrebare fiecăruia dintre noi în seara aceasta: ce vor deveni tinerii din acest veac stricat? Repet, părinții sunt adormiți, copiii sunt zăpăciți și adevărul nu are puterea de a corecta răul care este în viața lor. Ce poate fi făcut, dragii mei, spre a fi oprit curentul acesta al răului, se pune întrebarea. Dumnezeu spune că singurii care pot să o facă, părinții, sunt cei care pot face mult dacă vor. Părinții pot opri curentul răului. Învățătura stricată de la un timp de vreme s-a răspândit și care susține din punct de vedere al sănătății și a făcut lucrarea ei vătămătoare. Căci așa stau lucrurile, Satan are cel mai mare succes în efortul său de a fermeca mintea noastră și a tinerilor noștri, iar aceasta nu este decât să mărească răul de 20 de ori mai mult. Nimic nu este desperat în cazul tinerilor. Dacă nu se va face o schimbare, dacă nu există o schimbare totală în mintea lor, în mintea celor care sunt mai în vârstă, rugăciunea mea în timpurile acestea și rugăciunea voastră ar trebui să fie pentru timpurile acestea ca Dumnezeu să-i trezească pe tați și pe mame la o lucrare serioasă spre a schimba această teribilă stare de lucruri. Mă uit, dragii mei, la mărturiile care au fost date de Dumnezeu, care au fost date pentru păzitorii sabatului, și sunt uimit de îndurarea lui Dumnezeu, de purtarea lui Dumnezeu de grijă pentru poporul său, care le dă atât de multe avertizări, le scoate în evidență primejdiile și prezintă înaintea lor poziția înaltă pe care dorește ca ei să o ocupe în timpul acesta în societate și în lucrarea lui Dumnezeu. Problema este că dacă noi ne-am păstrat în iubirea lui Dumnezeu, dacă noi ne-am despărțit de lume, Dumnezeu ar face ca binecuvântările Lui să rămână asupra noastră și lumina Lui să strălucească în jurul nostru a fiecare dintre noi. Și atunci, la momentul acela, influența spre bine ar putea să fie simțită în orice ramură a lucrării și în fiecare parte a câmpului Evangheliei. Dacă noi nu vom reuși să avem gândul lui Dumnezeu, dacă noi continuăm să avem un simțământ atât de mic,
despre înaltul caracter al lucrării lui Dumnezeu, cum am avut în trecut. Influența și exemplul nostru se vor dovedi că nu vor fi o binecuvântare și Dumnezeu spune că va fi un blestem teribil, teribil pentru părinți, pentru copii și pentru biserică. Și în momentul acela noi vom produce mai multă vătămare și numai vătămare. Dar sângele prețios al sufletelor se va găsi pe hainele fiecăruia dintre noi. Mărturiile de avertizare au fost repetate. Dar eu pun întrebarea în seara aceasta. Cine a luat seama la ele? Cine a fost zelos în a se pocăi de păcatele și nelegiuirile lui și să alerge serios spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos? Cine? Care dintre noi care au fost avertizați au alergat repede să se despartă de lume, să se despartă de iubirea și de poftele ei, încât să arate o creștere zilnică în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos? Pe cine să găsim? Printre cei activi care se simtă în vremurile acestea o povară pentru biserică? Pe cine să vedem, dragii mei, se pune întrebarea? Pe cine să vedem că Dumnezeu îl folosește în mod special, lucrând printre noi? Pe cine să vedem că înalță standardul și să aducă biserica la înălțimea Lui? Ca noi să putem încerca pe Domnul. Ca noi să vedem dacă nu va revărsa o binecuvântare asupra noastră. Eu aștept, dragii mei, cu nerăbdare, sperând că Domnul, Dumnezeul nostru, va pune Duhul Său în unii și va folosi ca unelte ale îndreptățirii spre a trezi și a pune în ordine biserica sa, an după an, o mai mare depărtare de simplitate care ne-a arătat-o Dumnezeu, care ar trebui să caracterizeze viața urmașilor Lui. Există din ce în ce mai puțin interes și mai puțină consacrare față de cauza lui Dumnezeu. Și eu întreb din nou, în ce am căutat să trăim în conformitate cu lumina dată nouă, cei care mărturisim a crede în mărturii? În ce am căutat să trăim? În ce am luat noi seama la mărturile date? În ce am ținut noi cont de instrucțiunile pe care le-am primit de la Dumnezeu? Noi trebuie să efectuăm mari schimbări. Trebuie să facem aceste schimbări în inima și în viața noastră și apoi în viața multora. Înainte ca Dumnezeu să poată să lucreze prin noi și prin ei, prin puterea Lui pentru salvarea altora, spune Dumnezeu, noi trebuie să fim renoiți după chipul lui Dumnezeu în dreptate, în sfințire și în adevăr. Atunci iubirea de lume, iubirea de sine și orice ambiție a vieții menite să înalțe eu-ul vor fi schimbate, dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, vor fi folosite în lucrarea specială de salvare de suflete pentru care a murit Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul acela, umilința va lua locul mândriei și trufașa prețuire de sine va fi schimbată cu blândețe. Dumnezeu spune că orice putere a minții va fi stăpânită de iubire dezinteresată pentru toată lumea. Satana, la momentul acela, se va trezi, dacă noi ne vom trezi. Și el se va trezi când va vede că noi vom începe să lucrăm serios la reformarea noastră. Și în momentul acela, paralizia aceasta care a amorțit spiritul și devoțiunea, vom fi eliberați de ele. Dar dacă Satana se va trezi și ne va paraliza și ne va amorți spiritul și devoțiunea, el va triumfa văzând cât de ușor este să aibă acces prin aceste lucruri ca să ne stăpânească pe noi, bărbați și femei,
care de multe ori avem o agerime a minții, care suntem meniți prin aceste lucruri de Dumnezeu să facem o lucrare și mai bună. Când Satana spune pune stăpânire pe minte, ce repede va dispărea lumina și instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat pentru noi, pe care Dumnezeu a fost atât de binevoitor și nu mai avem nicio putere. Cât de mulți în aceste timpuri formulează scuze, care prezintă necesități, care n-au nicio rațiune pentru a-i susține în umblarea lor ce are și a înlătura lumina, călcând-o în picioare. Dragul meu, eu vorbesc cu convingere. În fiecare caz de felul acesta descoperim un bun motiv pentru cei care nu pot să trăiască această reformă. Dumnezeu spune că ei n-o trăiesc, fiindcă niciodată n-au dorit să o urmeze cu strictețe, de aceea ei nu au niciun folos din reformă, de pregătire. Dacă cineva dorește în timpul acestea mai mult decât atât, spune Dumnezeu că ei sunt liberi să găsească aceasta în altă parte, fiindcă conștiința nu este luată în seamă. Duhul adevărului și o conștiință bună, dragii mei, ele sunt suficiente pentru a inspira, pentru a reglementa motivele și purtarea celor care învață de la Domnul Hristos și sunt asemenea Lui, cei care n-au puterea principiului religios în ei. Dumnezeu spune că vor fi abătuți atât de ușor prin exemplu altora într-o direcție greșită, cei care niciodată n-au învățat de la Dumnezeu datoria lor, care au învățat din predici, care au învățat din sfaturile altora, din auzite, din cutare și nu de la Dumnezeu. Și nu au făcut ei înșiși cunoștință cu scopurile lui Dumnezeu, cu privire la ei. Dumnezeu spune că ei nu vor fi vrednici de încredere în vremurile de conflict serios cu puterile întunericului care vor ataca și vor da ultimul asalt împotriva poporului Dumnezeu. Ei vor fi abătuți de aparențele externe și actuale. Ei sunt niște oameni lumești care sunt guvernați de principii lumești. Ei nu pot să aprecieze astfel lucrarea lui Dumnezeu. Dar creștinii, spune Dumnezeu că ei nu trebuie să fie guvernați de aceste principii, ei trebuie să caute, să se întărească pe ei înșiși îndeplinirea datoriilor lor din nicio altă considerare decât din iubirea de a asculta de fiecare cerință a lui Dumnezeu. Și nu oricum, așa cum se află în cuvântul lui, așa cum este dictată de o conștiință luminată. Și în momentul acela, în inimă, va fi reînviorare. Se va stabili principiul de a asculta de voința lui Dumnezeu, pentru că există o iubire pentru ceea ce este drept, bun și sfânt. Nu va fi, dragii mei, nicio ezitare, nicio sfătuire cu gustul sau cercetarea confortului, o acțiune pe o anumită cale, pentru că alții fac astfel. Fiecare în aceste timpuri trebuie să trăiască pentru sine, fiindcă mintea tuturor, celor ce sunt înrolați prin har, ei sunt renoiți prin har, care va fi un mediu care primește continuă lumină, care primește har și adevăr de sus și pe care le va transmite și altora. Lucrarea lor va fi roditoare, rolul lor este pentru sfințire și la sfârșit pentru viața veșnică. Dar foarte puțin, foarte, foarte puțin, cunosc experimental această influență sfințitoare a adevărurilor pe care le posedă, fiindcă ascultarea, devoțiunea ce ei le-au avut, ele n-au fost în acord cu lumina și privilegiile lor. Ei n-au simțământul acela real al obligației care apasă asupra lor de a umbla ca niște copii ai luminii, ci nu ca niște copii ai întunericului. Dacă lumina care le-a fost dată acestora i-ar fi fost dată Sodomei și Gomorei, spune Dumnezeu,
aceștia s-ar fi pocăit în sac și în cenușe și ar fi scăpat de mânia lui Dumnezeu. Deci dacă lumina care ne este dată nouă, dacă Dumnezeu ar fi dat-o Sodomei și Gomorei, ei s-ar fi pocăit și s-ar fi schimbat viața, dar noi nu. Fiindcă în ziua judecății, dragii mei, va fi mai ușor, spune Dumnezeu, pentru Sodoma și Gomora, decât pentru noi, cei care am fost privilegiați cu lumină, noi care am avut o mare cantitate de muncă, dar nu am profitat de ea, noi care am nesocotit mântuirea cea mare, pe care Dumnezeu, în îndurarea sa, cu bună voință, a vrut să ne-o acorde nouă. Noi am devenit atât de orbiți de satana, încât ne-am încrezut într-adevăr bogați și ne credem bogați și ne credem de partea lui Dumnezeu, dar martorul credincios declară că am ajuns să fim ticăloși, să fim nenorociți, să fim orbi și goi. Dumnezeu face un apel către biserică, că este timpul să se pocăiască, este timpul ca preocuparea lor să schimbe direcția de mers, preocuparea lor să aibă prioritate lucrurile sfinte și curate pe care ne duc pentru o viață de sfințire și de înălțare și de pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu. Ești tu, dragul meu, pregătit? Lasă decretul, lasă semnul fiarei, lasă foamea, lasă, însetează și înfometează după cuvântul lui Dumnezeu, după apa vieții, trăiește-o, sfințește-o și preamărește-L pe Dumnezeu și pregătește-te pentru ziua de mâine. Eu mă opresc în seara aceasta, dragii mei, și vă doresc tuturor o noapte bună și Dumnezeu să vă poarte de grijă. Vreau să vă reamintesc că proiectul nostru pentru tipărirea cărții Tragedia Veacurilor și Sfintele Scripturi rămâne deschis. Toți aceia care doriți, aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta. În 2 săptămâni de zile, aproape o săptămână ceva, vom încheia proiectul și avem nevoie ca să tipărim o cantitate mai mare. Vă mulțumesc tuturor. În încheiere vom asculta 2-3 melodii. Și prin Harul Domnului ne vom despărți. Prin Harul Lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu va vrea, vine seara, ne vom întâlni din nou cu mesaje de reformă, redeșteptare, pregătire și speranță. Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom întâlni din nou, dragii mei.